Hello și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight! Dragii mei, ce mai faceți? Eu știu că nu e extrem de bine și asta fiindcă n-am niciun daily ritual pentru Meg și am doar un singur pentru Lori și pe Lori n-am mare bronze, deci nu o să joc cu Lori în momentul ăsta, o să joc în continuare cu Meg. Și o să-mi last tot în continuare parcursul de sabători și desigur mi-am pus pe acest toolbox niște adunuri ca să fac geratoare mai rapid. Și am și un offering și sper să mă dea împreună cu cineva care nu explodează generatoare mai rău decât mine. Sper. Eu nu înțeleg ce-i cu jocul ăsta. Deci a pus cineva offering pentru Azilda. Hello, 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 hello. Ok, mergem să reparăm generatorul, ok? Reparăm generatoare. Ce vreau să zic? A pus cineva un offering pentru fucking gazil și pe mine m-a dat pe mapa lui The Hague. Cum se poate așa ceva? Nu înțeleg. Ok, o să fiu atent aici la generator. Ok, l-am nimerit. E bine că oarecum am învățat din nou cu skill check-urile, mai ales că s-au schimbat. Uite, deci era cât pe aici să nu-l nimeresc pe ăla. Upsi! Ah, ce bine, ce bine, ce bine, l-am mirit pe ăsta. Și mai bine că sunt aici cu Meg și că mă ajută și că am și eu toolbox-ul ăsta, mână. Și cred că o să merg împreună cu ea să găsim și un al doilea generator, unde ar fi. Hai, unde mergem? Bine, vin cu tine, vin cu tine, hai. Păi tare mi-e să nu fie de shape, sincer. Deci e prea multă liniște. Dar la modul nasol. Mi-a bătut cumva inima? Nu cred. Mi s-a părut. Ok, cineva a făcut un generator, deci n-ar trebui să ne mai bage pe noi în seamă. Dacă nu e prin zona, ok? Să mergem la ăla de sus. Jurel, tiptil, foarte tiptil. Ok, sunt curioasă din ce direcție o să vină. Deci e prea multă liniște. Jur. Cred că mulți dintre voi jucați doar cu trepărul sau cu The Shape, pentru că alți killer nu prea văd de obicei. Ok, acolo. L-am văzut. Da, e bot sau ceva? Nu cred. Ok, o să mă despart de această Meg și o să mergem la alt generator, că cred că acel killer o să vină în direcția noastră. Dacă nu o fi, dacă nu o fi bot, cred. A, uite acolo, un generator. Hai pe el! Și pe el, și pe el! Super rapid pe el! A făcut și el tier 2 într-un final și de asemenea, vă rog foarte frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos dacă o să placă acest episod de Dead by Daylight. Oh, a făcut tier 3! Să vă abonați acest minunat canal pentru episoade și mai interesante pe zi ce trece și de asemenea să nu uitați să vă lăsați pe în comentarii, doamne, știi ce? N-ar trebui să mai vorbesc în timp ce repar generatoare, asta e clar. Oh, e pe jos! E pe jos și o să o ia. Și nu-i de bine. Și cred că știe că trebuie să o țină momeală. Că okay, eu port acolo, o să mă duc în cealaltă parte. Trebuie să deschidem mai întâi porțile, după o să vedem dacă putem să salvăm sau nu. Ok, a reușit să o ridice de jos, înseamnă că killul ăla a plecat de acolo. Nu vine, nu? Îmi miros viața! Îmi miros viața, ok? Nu m-a văzut. Nu m-a văzut. Cred. Ba m-a văzut. Oh, nu! Oh, nu a prins-o. Asta chiar nu e de bine deloc. Asta nu-i bine absolut deloc.
Hello, Claudette. Ma friend Claudette. Au, știi ce? Lasă că să botez așa curligul ăsta, chiar dacă o să meargă mai greuț. Și, Doamne, ce greu e, nu vine să cred. Wow! Wow! Deci îți ia efectiv un miliard de ani să sabotezi un curlig fără toolbox. Nu vine să cred. Bă, nu știu pe cine s-a încărcat, pe mine clar, nu? Oh, a reușit. Ok, păi eu o să sabotez aici miliard de ani pentru că, știți voi, aia a fost pe... Doamne, ce greu e! Ok, am plecat, gata. I'm fine, am plecat. Mi se blocase jocul. Mă, n-am vrut să ies! N-am vrut să ies din meci! Aaaa, nu mi se crede, am vrut să ies din meci! Nu! Aaaa, Doamne! Aaaa, uite, am reușit să fac măcar pipul. Doamne, dar își jur! E așa, iurea! Mi se blocase imaginea pentru o secundă, nu știu dacă s-a observat și la voi. Dar... pisici? N-am, nu vine să cred. Gigi. Fă, doamne, ce aiurea. Nu vine să cred că se blocase așa. Și după ce m-am gândit un miliard de ani ce să fac cu acele puncte, ei bine, da, o să fiu super scurtă și la obiect și nu o să vă lungesc foarte mult, deja am vorbit foarte mult. O să pun punctele în Bloodvampul lui Bill pentru că are niște procuri destul de interesante și parcă mi-aș dori să le folosesc. Adică nu știu exact când o să apară în shrine sau cât timp mai e. Ia să vedem ce are aici. A, desigur, mai că n-are niciun perk, se putea. Jur, deci până la level 10, 12, când vine entitatea și mai mănâncă din Bloodvampul, e jale. E cancer, sincer, e super greu, dar nu știu câte zile mai sunt de shrine. Ok. Oleu, doamne, cât mai e! Dar nu-i baie, știți, poate să apară ceva interesant în shrine-ul de săptămâna viitoare, cred? Da. Bun, ia să mă schimb înapoi pe Meg și să dau join în lobby. Ador faptul că joc din nou pe mapa lui The Hag și mai ales că cică sunt foarte departe de killer în momentul ăsta. Oriunde ar fi el, orice killer ar fi, orice The Shape ar fi, pentru că sunt 100% sigură că un The Shape există pe aici. Ok, ia să sabotez aici. Curăț acest totem. Sunt ciori în dreapta mea și un generator în fața mea. Aici, ok, devine poet. E ok. Unde e un generator prin toată iarba asta? Deci nu vreau să fac un generator fix în mijlocul mapei, că o să dea de bănuit. Lol. Mai am zis bine, este The Shape și din fericire pentru mine am făcut deja level 2 la skill-ul lui, ceea ce pot să zic că e chiar mult mai bine decât credeam, pentru că cel din meciul anterior nu făcuse. Și mi-era foarte dificil să-mi dau seama pe unde este. Uite aici un generator, l-am găsit. Poate nu vine aici. Poate nu vine. Ce nume ciudat are ăla? Cred că e spaniol. Hai, dai la generator. Repar un generator. E așa frumos, repar generatoare. Și ce-mi place că parcurile mele se amestecă între ele. Oh, da, de asemenea, nu știu dacă v-ați uitat la live-ul anterior făcut de Dave. Ei bine, am o veste proastă legată de self-care. O să puteți să folosiți o singură dată și atunci când îl folosiți, ei bine... Oh, e pe jos și e aproape de mine. Vreau să zic că după ce îl folosiți, nu o să vă mai poată da nimeni heal. Ceea ce e puțin cam aiurea, dar na, ce să faci, asta este. Ok, am făcut post, o să mă duc încolo. Poate nu-l duce în basement sau ceva, parcă aș vrea să-l salvez dacă pot. Ăla-i basement-ul, ăla-i fucking basement. Jesus! În basement! Tipul ăsta n-are pic de inimă. Nu se gândește și el la binele nostru. În loc să facă niște puncte alergându-ne, el stă acolo și probabil o să campeze basement-ul. Dar ar face și mie un semn.
O să presupun că nu e acolo. O să presupun că killerul nu e aici. Hai, fugi! Nu trebuia să iei înaintea mea! Oh, ok, era pe cineva. Hai, undeva să-ți dau heal, că ai nevoie urgent. Ok, să-ți dau heal, să-ți dau heal, așa, fac puncte, fac puncte pe spatele tău! Se simte bine, nu? Se simte bine, deci știu, știu, știu. Oh, oh! Unde e? E în față. Ok, Jake-ul ar fi bine să te duci să o salvezi sau ceva, deși nu cred că o să întâmple chestia asta. Ok, o duce. Sper că o să ducă să o salveze, nu? Nu? No? O să îndrăznească să o salveze, sper. Adică, știi, putem să stăm aici să reparăm un miliard de ani, dar dacă nu vine killerul... De fapt, s-a putea să vină. Ok, n-am făcut pe ăsta. Mamă, dar se aude de acolo că noi facem un generator aici. Chiar nu vine? Ok. O să alerg pe aici să-i fac câteva semne. Poate își dă seama că trebuie să vină după mine. Deși nu-l văd deloc. Nu-l văd absolut deloc. Eu o să alerg de aici, pe aici, de nebună. Mai e un generator sus. Palete nu prea mai sunt. Ok, se duce acum un Jake-ul să o salveze. Ce face? De ce stă pe loc? Ah, ok, fuge cu killerul. Dar fugi de acolo ar fi super. Fugi mă cu killerul de aici. Și fugi, fugi. Fugi să mă duc să o salvez. Ok, l-a lovit. Vin acum, vin acum. Vin acum. Oh, e un Bill, e un Bill. Fugi, fugi băiete, fugi. Oh, doamne, ce fel m-a teleportat. Vino, 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 dă-i mine, dă-mi mine, dă-mi mine, dă-mi mine, așa, bun. Lăsă că e bine că l-a lăsat pe Bill în pace, păcat că nu prea sunt palete pe aici, deci probabil o să mă rănească la un moment dat. Ok. Sper că acea persoană face ceva. Fac, l-am adus fix la Jake și Jake cu FK, o-o. Păi, bănuiesc că o să-l ia pe el. Îmi pare rău, Jake, n-am știut că ești FK, asta e viața, acum vine după mine. Nu? Nu vine? Îmi place că am trecut fix pe lângă basement, știți? Deci am încercat să scap de basement și fix lângă basement m-am dus. Sunt o persoană oribilă. Ok, hai, vine după mine, vine după mine. Oh, nu! Ok, ia-mă. Deci te rog eu frumos, ia-mă de aici. Uite, mă, că s-a prins că stăteam la geam să trag de timp. Și acel Jake nu știu ce face acolo. Se mișcă măcar? Cred că tipul era FK, ba nu, nu e. Ok, o să-mi dau duhul aici, pe cârlic, pentru că nimeni nu o să vină să mă salveze. Ok, m-a pus. Ok, cineva stă și repară, unul se duce acum la Jake și se salvează și eu o să-mi beau ciocolata caldă. Oh, ce bună e. Nu o să mă supăr deloc. Ce bună e. Mă! Vine cineva, vă rog frumos? Eu cred că vine Meg. Ai, ce bună e ciocolată caldă. Aoleu, vine înapoi. Fugi, fugi, fugi înaintea mea, fugi! Fugi! Fă body block. Ok. Oh, nu! Oh, nu! Asta chiar nu-i de bine. A, de ce nu-i deschisă poarta aici? Ok, mă prinde. Firai Noedu, doamne, deci nu mă așteptam.
Lasă că nu-i bai, o ridică pe aia de acolo. Hai, dă-i heal, dă-i heal, dă-i heal rapid, dă-i, 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 dă-i rapid, dă-i rapid, dă-i rapid. Hai, dă-i, wiggle, 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 wiggle. Haide, 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 haide. Oh, vai, deci nici nu pot să-ți dau wiggle, cred că are de toate pe el, mă. Și cred că joacă la basement. Spune-mi, drog, că nu vine să mă salveze. Ok, aparent acea Meg este altruistă, poate, puțin. Uite, a venit. Hai, fugi, 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 fugi. No, așa ceva. Trebuia să fugă, trebuia să fugă, trebuia să fugă. S-ar putea să vadă. S-ar putea să vadă și nu e bine. Oricum se vede că tipul ăsta joacă la basement. A, bine că mă iei. Haide. Du-mă pe cârligă, omoară-mă, știu că vrei asta. Unde mă duci? Mă? Unde mă duci? Unde mă duci? Cu ce am greșit în viață? Ce-mi faci? Oh, mă lasă? Mă lasă? Serios, mă lasă? Nu vine să cred, mă lasă. Doamne, mă lasă! Doar că... Da, wiggle foarte greu, sadly. Ok... Oh, Jesus, ok, bine, am înțeles. Vrei să deschizi poarta, am înțeles. Ce om drăguț! Doamne, jur, deci eram atât de ofticată, că credeam că o să mor acolo. Da, asta e puterea ciocolatei calde. Ok, hai dăm el. Oh, nu știu cine e acel killer, dar îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a făcut să-mi dau seama că se merită să mai joci chestia asta. Stai liniștită că nu ne face nimic. E simpatic. Văd că cineva deja a ieșit. Wow, deci chiar nu mă așteptam la treaba asta. Doar și-a luat cuțitul, atât a făcut. Ieșim? Hai, să ieșim, ieșim. Ok, hai că ieșim, gata. Ce om simpatic. Cred că trebuia să-l las să mă omoare. Dar ar fi fost drăguț din partea mea dacă făceam chestia asta. A, nu-mi zi, mă știi? Mă știi? Mă știi cineva? Ia? Eu? Ce-i cu mine? Ioi, doamne. Ok, aparent e român. Și aparent mai am un fan aici. Oameni buni, voi sunteți minunați. Da? Da, voi chiar sunteți minunați. Mersi mult. Doamne, mi-ați făcut ziua mai bună, sincer. Ia să dau upgrade. Upgrade, upgrade, upgrade. Pe Bill. Domn Shorbill. Care o să mănânce de-a puncte, de o să mă doară capul. Dar nu-i bai, e ok, e ok. Ia să luăm level 3, ceva interesant pe aici? Desigur că nu e nimic interesant aici. Uite, măcar am un... Am arăt de toolbox, vai de capul lui. Și am o lanternă luată dintr-un cufăr, parcă. Nu vine să cred. Mama mea, doamne, de eu sunt chioară. Am făcut rank 8! Yeah! Yeah! Și sfârșește sezonul. Ok, păi bănuiesc că ăsta e norocul meu. Păi și bănuiesc că aici se încheie episodul de azi. Vă mulțumesc extrem de mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest episod de Dead by Daylight. Le mulțumesc foarte mult persoanelor care m-au ajutat în meciurile astea. Și de asemenea, killerului din ultimul meci, chiar nu mă așteptam să fie atât de drăguț și să mă lase să ies. Și da, să tot joci Dead by Daylight. Plus că am avut așa o baftă, efectiv, doi Michael Myers și de două ori Mapa Little Hank. Nu pot să înțeleg cum de-am picat pe ambele. Bine că prima n-a fost offering, de-a doua a fost offering pentru Mapa Little Hank, sincer, sunt uimită, uimită! Bine că n-a fost o The Hank. Totuși, e bine, e bine.
Da, și pa, pa!